să vă spun de ce am început să scriu aceste povești. În primul rând, pentru că eram într-o lume a umbrelor și a unei tristeți copleșitoare după moartea părinților mei. Și m-am gândit că este extraordinar dacă poți să faci din viața ta și a lor dragilor, a lor tăi dragi, dacă poți să faci o poveste, dacă viața poate fi cuprinsă într-o poveste care are tâmp și care te scoate la lumină. De aceea am început să scriu căutând răspunsuri imposibile, cum ar fi cum recuperezi ceva pierdut pe totdeauna, cum poți să rămâi în zona bunătății și a iubirii când rămâi singur și debusolat. Și întrebări din acestea pe care poveștile pentru copiile le evită, pentru că ele pun pe primul plan competiția, răsplata, oarecum comerțul, dai ca să ai, ești încercat ca să primești ceva concret sau nu. Și m-am gândit că această lumea poveștilor pe care am să o construiesc pornind de la lumea poveștilor existente va fi o carte adresată tuturor vârstelor și tuturor celor care la un moment dat se află la o răscruce de, să spunem, de ocumpănă a vieții. Și atunci m-am gândit cum se poate ieși la lumină din această lumea umbrelor. Toate cărțile de care vorbea Iustina Croitoru, pe care le-am scos referitoare la scrierile părinților mei, m-au condus în această lumea umbrelor, pentru că am trăit alături de ei și în același timp fără ei. Și cartea asta a fost scrisă în timp ce editam scrierile părinților mei. Și Horia m-a spus odată, tu ai o comoară, ce faci cu ea? Era vorba de toate aceste cărți. Și eu am spus ce să fac cu ea. Și el mi-a spus să dansez cu această comoară. După aceea mi-am dat seama că această comoară era în mine cu toată experiența acumulată în timp. Și cum m-a sfătuit Horia în aceste povești, dansul cu comoara încercărilor prin care am trecut și pot să vă spun că eu personal mi-am găsit alinarea scriindu-le. Sper că și cei care mă vor citi vor găsi în aceste povești o cale spre vindecare. Vă mulțumesc! Îi mulțumim domnului Capitan pentru această dragă, îi mulțumim domnului Horia Roman Papadievici pentru prezența alături de noi. Vă rog să nu uitați că atât doamna Pilat cât și domnul Patafievici fac parte dintre autorii unui volum aparte pe care îl prezentăm astăzi la Târg, Casele Vieților Noastre, și o să vă prezent. Acesta este volumul. E un volum super. O să-l prezentăm la ora 3:30. Iar acum, în încheiere, sunt convinsă că doamna Monica Pilat va fi mai mult decât bucuroasă să dea autografe pe oricare dintre cărțile. Vă mulțumim!